Suntem în anul 1317, în localitatea Coimbra din Portugalia, unde ciuma făcea ravagii. Răspândea tevare și angoasă pretutindeni. În mănăstirea Clarițelor, din aceeași localitate, superioara mănăstirii s-a gândit să lase surorile să se adăpostească de această pandemie. Dar în aceeași seară, un cercetător care, după înfățișare, le amintea de Sfântul Bartolomeu, le-a încurajat, dar le-a lăsat și o foiță cu o rugăciune, cu un imn. Și le-a îndemnat să se roage această rugăciune. Și de atunci surorile, la începutul și la încheierea rugăciunilor, rosteau acest imn, Stella Maris. Cu timpul această rugăciune, acest imn a intrat și în rugăciunea franciscanilor. Imn care a fost redescoperit și reintrodus. Îl vom asculta în interpretarea corului de copii Voces Angelorum.